La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YTSHORTY pentru o reducere micută ce mă ajută și pe mine și pe voi. Salutare băieți și fete, bine v-am regăsit la un nou episod din O zi din viața unui admin. Ăsta este skill-ul meu de admin acum pentru că le-am pierdut pe celelalte. Dacă dăm aici la Player Appearance și Saved Pads, l-am doar pe Mihăiță și pe adminat pe care l-am făcut acum. Hai să mergem la tichete. Direct, frumos, elegant cât e cât. Dar văd că s-a închis tichetul. E ce trebuie, mă. Trebuie să băgăm aici un god mod. Ca să nu murim. Și așteptăm tichete. Când primesc tichete, bam, mergem direct frumoșanu. Episodul următor o să fie cu Mihăiță. Ăsta este cu adminul pentru că e puțin cam târziu și n-am apucat să gândesc o idee mișto pentru episodul cu Mihăiță. Dacă aveți idei șmechere de episoade cu Mihăiță, lăsați-mi în comentarii și poate le facem, bineînțeles. Așa că, let's fucking go, băieți. Hai să vedem că avem și primele etichete. Salut! Salut! Spune. Am o întrebare cu niște case. Așa. Dacă mă duc să dau să le cumpăr și gen am banii așa la mine, spune că sunt indisponibile. Pentru că sunt indisponibile, nu sunt case libere. Gen, majoritatea. Da, nu e nicio casă liberă în momentul ăsta. A, și gen, apare așa și nu-s libere, nu? A, ok, mulțumesc mult. Stai că îți dau teleport imediat. Salut! Mersi, da. Pupi. Mersi mult. Da? Salut, era un băiat cu seria 7-le pe aici, dar... Tu cum ai murit? M-am împușcat cu ei, nu, n-are importanța asta. Ah, ok. A intrat cu seria 7, se dădea cam tare și de asta. Da, da, da. Ok, bine, mersi. Salut. Alo? Salut. Z4 are bări? Nu cred. Păi să-l matriculez sau nu? Vino cu el la sesiune, când o să fie sesiune și vedem atunci. Ok, salut. Că de-abia ai băgat și n-am testat să văd ce bărere. Dar se mai deschide târgul seara asta? Nu. Da? Te auzi. Târgul se mai deschide în seara asta? La orele din regulament. Ok, și vezi că e mașina acolo. Băiatul cu seria 7-le. Zi. Tu mai devreme erai cam pe off-road, așa. Când? Seria 5 o fi asta. Nu, e că noi până acum am fost AFK, am stat la club. Okay. Am fost la baie, m-am căcat. S-a căcat, e bine. Mulțumim de detalii, ce să zic. Auzi? Fii atent, uite, la I60 ăsta nu-i bate farurile deloc. Și noi cum intrăm în târg dacă sunt bariere acolo? Dacă sunt bariere, înseamnă că e închis pentru alt motiv. Ok. Salut. Așa. Da, mă, băiți. Am unde exact. Fărăle. Ce facem, bă? Păi e pe fază... E pe ăla, pe luminile de zi, acum n-are fărăle aprinsă, dacă nu mă înșel. Vom vedea. Dar eu am testat și fărăle când am băgat mașina. Hai să vedem la Z4-ul ăla, dacă are tuning, băieți. Bam, lounge showroom. Îl cumpărăm și noi. Și dăm la el acolo frumos. Băi, e chiar șmecher de patrule. Alo? Alo? Salut! Când sunt jefuit, au voie să mă pună să le fac transfer bancar? Nu. Adică, păi... Poți să jefuiesc cu doar de bani pe care îi iei la tine, nu cu transfer bancar. A, păi m-a pus să... Mi-a dat numărul și i-am făcut transfer bancar. 300 de lei. Bravo. Sau altădată m-au luat mafioții și bine, au fost rol pe atunci, ce pot să zic. M-au luat și m-a pus să mă duc la benzinărie, la bancomat, să scot 500 de lei, dar când am ieșit m-a pus să conduc, a stat cu arma pe mine și când am ieșit la benzinărie, a ieșit cu arma
Eu am mers cu mâine ridicate și a venit în interior, dar n-a venit cu arma, a venit cu chiria, a făcut roleplay. Da, tu ce altă treabă, dar așa cu transfer cu d-astea nu e ok. Ok, okay, mersi mult. Salut, zi. Mă auzi? Eu te aud, zi. Am și o întrebare, dacă fug de poliție, zic, sunt urmărit așa, așa mai mult timp să zic, cam cât aș putea să aștept până să-mi schimb mașina? Adică? Păi vreau să zic, uite, mașina asta a fost urmărit poliția și cam când aș putea să o schimb? Citește regulamentul și acolo toate informațiile de care ai nevoie. Dacă nu scrie în regulament cât timp trebuie să aștepți cu mașina, atunci poți să te duci la garaj și să o schimbi. Ah, ok, ok. Pup, ceau. Salut, te ascult. Salut. Știi cumva dacă pe noile mașini ăștia de la ai băgat acum de anul nou, se salvează tuning-ul? Că am auzit că pe una nu se salvează, dar nu știu care. Nu se salvează pe aia pentru că are mult, prea multe chestii care nu se salvează. Dar care e aia? Că nu știu sigur. Care e aia? Că nu știu sigur. Stai două secunde. Ca să văd care era aia. Update-uri. Pe... Subaru VRX STI hatchback ăla. A, deci nu se salvează. Se salvează, dar nu tot. A, ok, ok. Mersi mult. Are multe chestii extra și de-aia. Da, mersi mult. Eu am acceptat ticketul la băiatul ăla cu tuning-ul, dar văd că nu m-a teleportat. Foarte frumos. Ok, hai să mergem la camera asta aici. La lounge. Și să vedeți noi Z4-ul ăla. BMW Z4. Bam. Ia uitați-l, mâncavași. Prea, prea frumos, bă, prea frumos. Și merge și de drift așa, adică e controlabil și astea, dar e un fel de supra așa la, la control, la cum alunecă gen. Hai să vedem dacă are tuning ăsta. Nu are tuning. Adică, în general, mașinile astea care sunt mai super sport așa sau chestii, nu au 5-10 tuning. Iar asta nu are. Dar e chiar șmecher. E foarte frumoasă. Alo! Salut! Te ascult, zi. Salut, mă auzi? Eu te aud. Mă auzi? Te aud, spune! Nu te aud. E de la tine. Stai puțin, te rog. Nu știu ce caută cu mașina asta pe munte și fără cauciucuri de iarnă, băiatul meu. Da, nu știu, cred că e de la mine. Am și o întrebare, gen. Te aud cât de cât, dar te aud. Ok, ce cauți cu mașina asta pe munte și fără cauciucuri de iarnă? Păi eu, din câte știu, dacă merg cu mai puțin, n-am voie. Și cauciucurile de iarnă unde sunt? Păi da, gen, eu știu că doar poliția are voie să mă ia. Sunt obligatorii, bosurică pe din de iarnă. Mă duc și le pun acum. Există mașini cu gen cu portbagajul de mai mare de 50 de kg? Nu. Ok, mulțumesc. O să mă o să-mi pun roz de... Salut, spune. Alo. M-auzi? Zi. Am și o problemă cu GTR-ul ăsta. Mi l-am luat ieri și avea bara spate cu aripioare și tobă. Și când am intrat înapoi pe server, nu le mai are. Știi cumva de ce? Înseamnă că cine ți-a tunat-o sau ceva nu a salvat tuning-ul. Păi nu, că gen am cumpărat-o din târg și mașina e avea alea, că o știam, că gen e de la un prieten. I-ai făcut poze înainte? Nu, dar știu că o știe și Moldova, că o văzuse atunci. Gen, avea bară spate și tobă, era chiar în rest, dar... Nu, Leo, n-avea bară față, n-avea bară față. E mai scumpă cu bară față. Asta și atunci. Asta e de-aia șmecheră bara, nu... Mergi cu ea la tuning și lovește și salvează după aia. Să rumână. Salut, te ascult. Alo? Alo? M-auzi? Da, spune. Am și o întrebare.
Când se mai fac sesiuni de tuning? Că mi-am luat mașina aia... Atunci când anunțăm pe Discord, atunci se face. Și târgul se mai deschide azi? Nu cred. De ce? De ce s-a închis? Habar n-am, cine l-a închis, pe ăla trebuie să-l întrebi. Înțeles, ok, mersi. Alo? Dacă am HDS la nu mai pot să vin și la sesiunea normală cum e a ta. Păi nu e tunată deja? Nu e tunată. Ok, poți să vii la sesiune atunci. Ha, ok. Ce? Foarte frumos. Întrebar despre târg. Se mai deschide târgul? Supre? A, noroc. Salut, Leo. Vezi că ești pe încet. Târgul se mai deschide? Dacă se deschide, o să vezi că se duc barierele alea. Dacă nu se duc barierele, înseamnă că rămâne închis. Am înțeles. Nu mai târg vorbeții mei, roleplay altă dată. Hai. E mai plictisitor la roleplay asta. Dacă stai pe AFK la târg ca să vizi mașini, e mai distractiv că na. Nu mai târg, vezi atât. Să moară mana. Să bără. Ok, hai să facem și niște etichete pe Discord. Vă mulțumesc dacă vă place wallpaper-ul meu, este o așiruță mea pe care o stimez, să spunem așa frumos. Așa, reclamații playeri. Ăsta de aici, Ciacio, ești căcacio mai degrabă. L-am întrebat pe DRF de ce a primit X și băieții ăștia de aici erau toți pe camera de ajutor și erau pe server, că normal. Dacă ești pe camera de ajutor, poți să stai și pe server, mai ales că te pune automat pe mute până te transferă careva pe camera normală, principală de ajutor. Ei erau pe camera de așteptare ajutor, înțelegi? Și tu le dai report fără să se vadă pe ce cameră sunt. Și căcat, te-ai așa, dă-n imagine un pic, doar să se vadă, bă, sunt pe Discord și pe server în același timp. Așa că orice reclamație faci de acum încolo, nu prea o să le mai luăm în serios. Mai departe... Power Gaming cu tentă de troll. Accident plus disconnect. Avem 3 videouri. Ia să vedem. What? Se vede că ați intenționat în el. Bă, ai un retard. 1846. Dă cu capul de volan. Adică ești retardat, mă, omul. De emoții. Ok. Hai să vedem următoare. El așa, el dacă face accident cu mașina, așa ce face, așa face. Pe 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 pe. Colegii s-au dus, nu? Și video 3? Bă, lăsăm. O să-și arăt disconect, a văzut că ăsta nu răspunde sau ce dracu s-a întâmplat. Da, nu pot să zic, adică pare că a fost intenționat, dar având în vedere că e zăpadă pe jos, poate acelera mai tare și s-a dus mașina cumva. Băiatul ăla oricum a făcut roleplay, chiar dacă l-a făcut prost, dar a făcut roleplay. A venit și la tine la mașina, Alexei, dar tu nu ai zis nimic, n-ai făcut nici, n-ai schițat nimic, așa că o să dau X, că nu ai făcut tu roleplay. Înțelegi? Puteți să faci roleplay ca să vezi unde duce, care ce are de ce a intrat în tine sau ce s-a întâmplat sau ce s-a întâmplat sau care e treaba, gen, știi? Dar tu ai stat în mașină pur și simplu, nu făceai nimic, că na, dacă ai văzut că a intrat în tine aproximativ sau poate intenționat, ce ai zis? Bă, nu fac roleplay cu ăsta, n-am chef. Mergem mai departe. Încearcă să scape cu armă de hitman neavând job. Iar într-un final a șters și reclamația pe care a făcut-o ca să scape de urn. Aici e filmarea originală pe care a șters-o, plus poză. Deci ce avem aici? Reclamație pe Tudor 9604. A, asta e a lui.
Non-RP pe fir și dovada se numește dovada și BBG la logo. Hai să vedem dacă e același. Da. Dovada cu BBG la logo, așa. Și asta e reclamația, să vedem. Pe care a șters. Apropo, nu aveți voie să ștergeți reclamații. Dacă ai pus reclamații, o lași acolo, frate. Bine, maxim rodul tot, apreciez că băgați reclamații cu... cu muzică pe fundal. Așa că am să stau fără audio. Foarte frumos. De ce puneți reclamații cu muzică pe fundal în loc să auzim doar ce se întâmplă în joc, frate? Dacă vezi că se întâmplă ceva, de ce nu oprești muzica și după aia continui roleplay? Oh, încerc să scap așa. Și își aștept reclamația. Hai să vedem dacă mai există reclamația aia. Păi văd că nu aștept nicio reclamație, eu asta ar fi. Deadmatch. Hai să vedem dacă e aceeași. A, nu, asta e altă. Da. Ok, îi dăm warn la băiatul ăsta. Pentru că aștept reclamația, nu pentru hitman sau mai știu ce căcat. Și aș aprecia dacă faceți și voi reclamații când le faceți fără muzică pe fundal, ca să se înțeleagă mai bine ce e în joc. Nu neapărat că mi-au eu copyright, că nu fac eu cele mai multe reclamații, fac câteva reclamații eu. Dar cine face reclamație se audă jocul și cam atât, nu se audă și muzică pe fundal, că nu ne interesează să ascultă muzica voastră. Așa. Adi, bam. Motiv. Șterge reclamația. Warn 1, 2. Așa. Nu mai are nici warn. Aia este. Mergem mai departe. Reclamații playeri. Deadmatch 2.9. A, pe ăsta e mai devreme de aici. Și a dat report lui ăsta, lui Malone. A, e tot ăsta. Mă, nu știu dacă e același video. Deci e tot într-un super așa. Da, și ce facem? Îi scoatem unul la băiatul ăsta. Asta e cel mai inteligent lucru pe care aș putea să-l fac, sincer. Mergem la reclamații playeri, pentru că eu nu pot să mă uit. Și lăsăm reclamațiile astea două pentru helper să se uite ei, sau poate mă uit eu după ce termin filmarea, ca să știu exact ce s-a întâmplat și care e șmecheria, înțelegi? Așa că nu luăm nici reclamația lui BBG și nici lui Malone. Cu toate că lui BBG ar trebui să-i dau. Ia stai mă că îi dau înapoi. Că și-a șters reclamația. El și-a pus altă reclamație. Așa. ID bam. Motiv. Așa. Deci lui ăsta i-am dat. Doar că o să las helperii să se ocupe ei de reclamația asta la altă de aici. Că mă gândesc că au legătură între ele. Și ăsta ce zicea de hitman, astfel dacă are hitman ăsta. E chimist. Deci băiatul de aici e chimist și ăsta zice că încearcă să scape cu arma de hitman, neavând job, nu știu ce. Deci avea ăsta armă de hitman, whatever, o să se uite băieți. Așa, haideu reclamați 31697, apas E în roleplay când e mort ca să respawneze. Ne face rupă cu el că chemă în salvare. Ei fiind polițiști, el a apăsat pe E să respawneze mai repede ca să nu mai facă pușcherie după ce a fost urmărit, practic. Jos din mașină, jos din mașină! Aoleu. Mamă, ce mă doresc spatele, ai dat în el.
Am încercat să fugă, ok? Acum o vorbesc cu... Da, nu mai trebuie că... Foarte, foarte drăguț. Așa, ID BAM, motiv... Motiv Power Gaming, Warn, 1-2, dovada, o luăm de aici dovada frumos, o dăm un V aici frumosel și băgăm așa. Bun. Deci 31697 era. Mai departe, mixing. Cu pozele astea, băieți, nu o să vă facă nimeni reclamațiile, pentru că trebuie să se vadă și data, ora din joc, nu faci doar la ăsta așa, știi? Într-adevăr, pe ce stație sunteți este mixing. Dar trebuie să știi și noi, tu faci tu o poză ca lumea, știi? Și îți recomand să folosești PRNTSKR-ul ăsta. Unde-i? Uite site-ul ăsta. Dacă intri pe el și downloadezi de aici Lightshot se numește, când faci o poză o să te apară uite așa. Selectezi tot ecranul frumos. Uite așa frumos el. Cu tot, cu dată, oră, cu ce ți apare ție acolo, dai pe save. Alegi unde vrei să o salvezi și dai save. Și după aia o uploadezi pe Discord, pe toată. Nu faci cu telefonul ca în 2000 știu ce an, whatever. Ca să se vadă tot acolo, frumos, calitate, să vadă tot ca lumea, tot ce trebuie. Ca să vedem că avem un nou fir aici. Hai, dă-i, mergi în față. Îi pune pistolul la brâu. Acum. Ai 3 secunde să arunci căscuța. Ești tu sigur că ai aruncat căscuța așa repede? Da, sigur, fă dreapta. Oprește-te, nu chiar aici, fă dreapta, mergi încet. Domnul polițist! Acesta din mașină, domne. Ce aveți, domne? Salutar. Bine, domne. Bă, nu a fost... Nu știu cum să zic aici, sincer. Hai să facem felul următor. DRF? Sau careva? Da. Am o reclamație. De la 41956 pentru 51915. Cu ăla, îi pune pistolul la brâu, e în mașină, da? Și ăsta merge două străzi și se duce direct la polițist. Ți se pare un ofir sau da? Ți se pare sau nu un ofir? Nu știu, că s-a obișnuit prost cu chestia aia. Cu ce chestie? Cu asta, cu pistolul din mașină, te referi, nu? Păi nu știu, că practic n-ai cu să-l împuști, așa că e doar de roleplay și atât. Păi da, e de roleplay, dar într-un fel este nou fir că nu a ținut cont de pistolul lui, dar în alt fel era poliția chiar acolo, doar a mers o stradă și s-a dus acolo. Da. Deci tu ce zici că e aici? Și mie mi se pare nu fier acum dacă eu mă bag și aștept în discuție. Că efectiv a ignorat miul lui. Și acum apare pe ecran, nu mai pe chat, ca să zici că nu l-a văzut. Hai să zicem că e. Păi este nu fier, chiar dacă era aproape poliția 2-3 străzi de acolo, dar dacă ăla te vedea că în roleplay cum ar veni, dacă ar fi fost real, s-a închid toată treaba. Că el spune să o iei la dreapta și tu o iei la stânga, ți-a tras pistolul și gata, ți-a dat glunțul. Deci e nou fir, aici băgăm. Chiar dacă a fost aproape de polițist, dar... Din păcate... Între care... E nou fir, băieți. Mergem la urmări aici frumos și băgăm la băiat. ID, bam... Motiv, nou fir... Urn, 1-2. Și căutăm să vedem dacă mai are vreun burn. Nu mai are. Ar trebui să pară doar al meu. Ok.
Și cam atâta, că restul sunt făcute de băieți. Vă mulțumesc mult de tot pentru atenția acordată. Nu uitați să vă abonați canalului, mă, fraților. Și să îmi dați idei mișto, idei șmechere de roleplay cu Mihăiță, dacă aveți și ceva idei mișto. Nu primul lucru ce vă trece prin cap, random, dar ceva interesant, ceva gândit frumos. Și ne revedem data viitoare. V-am pupat. Ciao, les.